Matmâta este un oraș în Tunisia, situat în partea de sud a țării. Este compus din Matmâta veche și Matmâta nouă, zona noilor locuințe supraterane. După ce în 1977 la Matmâta s-a filmat un episod din Războiul Stelelor, locuințele săpate în stâncă au devenit peste noapte o mare atracție turistică. Primii locuitori ai Matmâtei au început să-și sape locuințele subterane în stâncă acum 700 de ani. Însă, în anii 1970, sătenii din Matmâta au fost reașezați în noua Matmâta ca urmare a unei campanii de modernizare a țării. Deși numeroși foști locuitori s-au întors pentru a-și construi case deasupra vechilor lor pivnițe, majoritatea au preferat să rămână în noul sat. Aceste case sunt compuse dintr-o curte de 5-10 metri adâncime, din care se deschide un labirint de camere mici pentru dormit, depozitare alimente și întruniri familiare, săpate în stâncă și interconectate de coridoare înguste. Accesul se realizează printr-un tunel sau printr-o scară care poate fi îndepărtată în caz de pericol. Interiorul este alb și chiar răcoros în timpul verii, azi existând hoteluri în aceste cratere, hoteluri unde turiștii se simt foarte confortabili.